Salutare, prieteni! Astăzi la România Via Cluj discutăm despre un proiect foarte fain, cum spunem la noi în Ardeal. Este vorba de un centru pentru tinerii cu adicții care va fi ridicat în satul Sălicea. Acest centru va fi susținut de organizația neguvernamentală Teen Challenge, care este reprezentată astăzi în platoul emisiunii noastre de Sergiu Staniște. Mă bucur tare mult că avem ocazia să discutăm despre implicare în comunitate și despre susținerea celor care se află în nevoie. Vă salut, mă bucur și foarte mult și mulțumesc de oportunitatea de a împărtăși puțin despre ceea ce facem noi la Teen Challenge. Hai să discutăm despre acest centru. Vorbim de un centru în care tinerii care suferă de diferite adicții, și o să facem imediat și enumerarea adicțiilor, vor primi cazare, masă și sprijin de specialitate pentru a se lepăda de acele adicții, de a renunța la ele, de a le domina. Da, ne propunem să construim un centru care credem că va fi de referință în tot ce înseamnă tratarea adicțiilor. Și proiectul e unul destul de complex, adică pe lângă spații de cazare și mâncare sunt foarte multe activități care se desfășoară acolo la centru și construcția va fi una foarte complexă. Vorbim de fapt de un campus de centre, pentru că vorbim de centru de minori, centru de adulți, vom avea un centru de pregătire pentru cei care lucrează în Teen Challenge, că în momentul acesta mai sunt încă două centre în București, un centru la la satul mare, acum se pregătește deschiderea unui nou centru și credem că această problemă va fi din ce în ce mai mare a adicțiilor. Așa că vorbim despre o construcție și un proiect destul de ambițios, dar credem că va fi foarte benefic pentru comunitatea clujană și pentru județele limitrofe. Dacă vorbim de adicții, vorbim de adicții de substanțe interzise, de droguri, să le spunem așa foarte prozaic, alcool? Da, noi tratăm cam toate adicțiile. Inclusiv jocuri de noroc? Inclusiv jocuri de noroc și de foarte multe ori când vorbim despre o persoană care are adicții, vorbim de fapt despre o combinație de adicții, pentru că cine e dependent de droguri cam ajunge să joace la jocuri de noroc, cei care joacă la jocuri de noroc ajung la un moment dat să consume droguri și așa mai departe. Dar, într-adevăr, există o adicție principală în viața celui care vine să caute ajutorul. Vorbim de un cerc vicios care trebuie întrerupt. Practic. Exact. Până la urmă, și ceea ce facem noi, nu tratăm în sine adicția, ci tratăm comportamentul care generează adicție în viața beneficiarilor noștri. Exact. Ca tratăm să dispară și efectul. Exact, exact. Pentru că în spatele unui comportament nociv sunt niște principii greșite și lucruri care au fost învățate greșit în viață sau traume. Sunt foarte multe cauze care conduc la adicție. Da. Anturaj, traume, vorbim despre bullying, ceea ce înseamnă un impact foarte negativ asupra adolescentului care se răsfrânge până la vârsta maturității. Și câteodată rămâne pentru toată viața, exact, dacă nu e tratată cauza. Dacă ne referim la sprijin, ne gândim la sprijin de natură psihologică, chiar psihiatrică, terapie prin artă? Da, avem programul nostru e foarte complex. Avem o abordare holistică, adică încercăm să privim beneficiarul din toate unghiurile. Cum am vorbit, cursuri, formare profesională, dezvoltarea sau câștigarea aptitudinii de a munci, dezvoltăm capacitatea de muncă, dezvoltăm standardele cu care ei muncesc, psihoterapeut dacă este nevoie, terapie de grup, terapie individuală, vorbim și despre terapia care se produce între ei, pentru că până la urmă este o comunitate terapeutică și beneficiarii nu intră toți odată în program. Unii sunt într-o etapă mai avansată, alții intră sunt mai noi în program și atunci și ei între ei foarte mult lucrează și se încurajează foarte mult unul pe celălalt. Ca să vorbim în
corporateză transfer de bune practici. Exact, exact. Transfer de bune practici și prin faptul că ei au trecut deja prin problema asta de dependență, înțeleg foarte bine care sunt luptele celor care intră în program și parte dintre cei care sunt angajați sunt foști dependenți care sunt reabilitați. Au trecut prin program astăzi niște oameni incredibili care pot să ofere speranță. Cunosc care... foarte bine iadul cu care se confruntă tinerii și metodele de a-l învinge, de și de acolo. Exact, exact. Cunosc limbajul, cunosc foarte bine toate experiențele prin care ei trec și asta ajută enorm ca și încredere. Pentru că poți să, informațional, poți să vii cu foarte multe lucruri, doar că nu ajungi la inima lor. Până la urmă vorbim, să reușim să intrăm în inima lor și să putem să le transferăm încrederea aia că noi vrem să-i vedem bine, vrem să-i vedem pe picioare, vrem să-i vedem că nu sunt răpuși de dependență, de droguri, de alcool sau de orice alte substanțe sau comportamente. Dacă e nevoie, primești și sprijin spiritual? Absolut, absolut. Întotdeauna asta, absolut. Asta ajută. Da, credem că Dumnezeu are puterea să transforme vieți. Și asta e un fundament pe care modelul nostru stă. Ceea ce este foarte, foarte sănătos, pentru că vedem cu toții din cele mai vechi timpuri, credința a ajutat pe oameni să evolueze, să se schimbe în bine, să se convertească, exact. Să facă pași înainte pe calea cea bună. Exact, exact. Dacă ne referim la acest centru din Sălicea, cum s-a născut ideea acestui centru? Acum o să iau cu începutul poveștii Teen Challenge Cluj. Am deschis în aprilie 2022 la Cluj. Funcționăm în momentul ăsta într-o casă pe strada Baladei. Avem centru de băieți, o capacitate de 12 locuri. Și vedem nevoia foarte mare și solicitările care vin înspre noi. Și după ce am deschis centrul, cred că la foarte scurt timp, am început să căutăm un teren, să căutăm un loc unde să putem face un centru mai mare, unde să putem să ne dezvoltăm ca și organizație. Cu toții știți, realitatea imobiliară din Cluj nu a fost simplu absolut deloc. Așa că munca a fost destul de puternică, dar mulțumim lui Dumnezeu am găsit în Sălicea o bucată frumușică de teren de un hectar și jumătate. Din punct de vedere urbanistic, în momentul ăsta terenul are puz, care ne permite să construim astfel de centre. Și aici a început toată povestea, de la centru de pe strada Baladei, acum terenul cumpărat de la Sălicea și dorința de a construi acolo un complex de centre. Ca să glumesc, e vorba de organizație vie care se dezvoltă aidoma unui organism. Nu am plantat o sămânță și acum crește o plantă frumoasă. Creștem tot mai mult, da. Cam care ar fi valoarea investiției pe care trebuie să o realizați în acest centru? Deci acum valoarea totală a investiției care va fi la Sălicea o estimăm la aproximativ 4 milioane de euro, pornind de la achiziția terenului care e deja achitat, aproape 500.000, 450.000 de euro, plus toate costurile clădirilor și vorbim aici pe lângă centre și spațiu de dormit, de mâncat și așa mai departe, vorbim despre un atelier de tâmplărie pe care ne propunem să-l construim, va fi o hală de în care băieții care sunt în program pot să își dezvolte capacitatea de muncă. Știm că nu putem să-i ținem acolo să stea să se uite cu ochii în tavan toată ziua. Trebuie să muncească. Și în felul face ăsta parte. Și își câștigă, își recâștigă stima de sine. Exact, exact. Și au acele abilități care le permit să câștige un venit decent, cu demnitate, cu fruntea sus, în așa fel încât să se poată întreține și să iasă din anturajul nepotrivit exact, în care exact, s-o exact, și vorbim despre câștigul după ce îi termină programul, unde vrem să angajăm. Unde vrem să angajăm și vrem să creștem, vrem să fim pe parte de business foarte bine situați, credem în potențialul în zona asta de producția mobilei și abia așteptăm să începem. Așa că vorbim de o investiție mai mare pe lângă partea de
de cazare efectiv și de mâncare și vorbim iarăși de o sală multifuncțională unde vrem să putem să adunăm mai mulți oameni pentru congrese, pentru programe de prevenție. Evenimente. De tot felul, da. În urmă mă gândeam că e o chestiune foarte, foarte faină modul în care ați gândit voi programul acesta de reabilitare și prin ocupație, prin atelierul de tâmplărie, pentru că dacă ne uităm, există modele foarte bune în acest domeniu, un anumit tâmplar care a devenit foarte, foarte faimos, un anume Iisus din Nazaret, nu? Așa e. Bun, dacă discutăm despre acest centru, cam pe când ar putea să devină funcțional? Deci, ca estimare. Da, ca estimare, estimăm că, credem că va deveni funcțional undeva în anul 2027. Ne dorim ca anul viitor, în 2025, să începem efectiv construcția, cum suntem în partea de proiectare, a obține autorizația de construcție, dar am avut deschidere foarte mare din partea autorităților și susținere. Așa că sperăm în 2025 să începem construcția, în 2027 să fie funcțional și poate că după 2027 să mai finalizăm anumite părți care nu sunt chiar așa de vitale pentru a deveni operativi acolo la Sălicea. Cum putem să ajutăm? Cum poate să ajute comunitatea? Chiar suntem plăcut surprinși că am reușit să strângem aproape toți banii din comunitatea clujană. Noi avem un nume așa mai internațional, dar noi ne finanțăm local. Doar modelul este de afară. Și ne-am bucurat să vedem răspunsul comunității. Efectiv, am adunat banii pentru teren metru cu metru. Ajută-ne să achiziționăm un metru pătrat, 150 de lei și am reușit să achiziționăm cei 15.000 de metri pătrați cu ajutorul oamenilor cu suflet mare și crede enorm de mult. Poate că 4 milioane de euro pare o sumă mare și așa e. Valoarea construcțiilor a crescut enorm, materialele de construcții, mâna de lucru, tot s-au dus foarte mult în sus, dar cred că împreună cu mulți oameni, chiar dacă sume mici, reușim să facem lucrul ăsta și chiar o să spun așa o mică povestioară. Se zice că într-un ținut unde se producea vin, a venit împăratul unei țări în ținutul respectiv să guste din vin și conducătorul ținutului respectiv a vorbit cu localnicii și a zis ok, vreau ca până de seară, mâine va veni împăratul să ne viziteze și vreau ca până de seară să puneți fiecare din vinul vostru ca să putem să facem un vin foarte bun pentru împăratul care va veni să ne viziteze și vă rugăm să veniți, au pus un butoi mare în mijlocul satului și următoarea zi a venit împăratul și conducătorul acelui ținut s-a dus și a deschis robinetul și a avut surpriza când a deschis robinetul, a curs apă. Pentru că fiecare om din localitatea respectivă a crezut că numai el singur a pus apă. Așa că vă încurajăm. Putem să adunăm suma asta mare prin sume mici. Da. Și apa câteodată se mai transformă. Se mai transformă, așa e. La nunta din Cana Galilei, exact. Deci contează omul potrivit la locul potrivit. Da. Se întâmplă. Și am văzut deja multe miracole. O întrebare, pentru că spuneai de modelul internațional. Care este ideea care stă la fundamentul Teen Challenge? Deci lucrarea Teen Challenge a început în urmă cu 60 de ani. Unde? În Statele Unite ale Americii, în New York. Era un păstor care a mers în New York și a văzut problemele. De fapt, a citit un articol într-un ziar și s-a pus pe inima lui așa o pasiune de mare de a merge să-i ajute pe băieții care se confruntau. Era vorba de o crimă în acel moment. Chiar există o carte, nu știu dacă urmăriți emisiunea, să vă vândem, să o cumpărați, să o citiți. Hai să-i spunem numele. Da. Este un bestseller, Crucea și Pumnalul. Așa și spune Pumnalul, ok. Cărții, da. Există vreo editură la care a apărut deja în România sau putem folosi? Se găsește. Și noi avem la centru. Avem câteva exemplare dacă vreți să cumpărați. Și a început în New York lucrarea asta, Teen Challenge. Anii 60. În anii 60, exact. Mari probleme. Consum de droguri, crime, atât în rândul băieților cât și în rândul fetelor.
Și în momentul ăsta sunt peste 1400 de centre în peste 120 de țări la nivel mondial și un model care funcționează foarte bine și care oferă rezultate. E într-adevăr foarte, foarte bine, pentru că existând așa de multe centre, pot să fie transferate soluții pentru problemele care apar inevitabil în funcționarea unei asemenea organizații de dimensiuni mondiale, și acest transfer de soluții practic ne scutește de a ne bate capul noi atunci când ne confruntăm cu o situație dificilă. Sunt rețete care pot să fie urmate și exact, care ne ajută să depășim momentele mai complicate. Da, prin foarte multă experiență, prin foarte multe situații, comunicând împreună, schimbăm informații și reușim să aducem un plus valoare pentru dependent până la urmă, că ăsta e scopul nostru și asta facem. Pentru dependent în care trebuie să-l vedem pe fratele nostru, exact, pe copilul Dumnezeului la care ne închinăm exact, cu toții. Exact, exact. Mulțumesc tare, tare mult pentru participare la această emisiune. Eu vă țin pumnii să reușiți cât mai devreme. De-abia aștept să facem un reportaj cu inaugurarea centrului. Mulțumim foarte mult. Și ce să îmi rămână să vă doresc toate cele bune și multă forță și tărie ca să depășiți toate încercările așa de pe această cale. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc tare mult. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net.